Let's start. Press the record button. Welcome to our super series number 7. Time is fleeting. We are bine ați venit la noul nostru episod din cadrul Stupa. Astăzi avem un invitat special. Aș vrea să vi-l prezint pe Travis Mueller. Folosesc pronunția germană Müller. Da, pronunțăm Müller. Îl pronunț corect. Travis este un designer de peisagistică și pentru Universitatea din Arizona. Motivul pentru care lucrăm cu el este pentru că încercăm să împădurim toată zona de lângă Diamond Mountain. A fost distrusă pe parcursul la mulți ani și încercăm să ne ocupăm de ea. Ne-am dorit ca animalele să poată să întoarcă și să locuiască acolo. Și pentru toți vizitatorii care vor veni la Stupa să aibă o experiență minunată, să aibă locuri de umbră și o experiență mult mai plăcută într-un mediu care să fie restabilit. Scena este a ta, Travis. Te rugăm să spui. O să împărtășesc ecranul meu și în timp ce voi face asta mă voi prezenta eu puțin din nou și vă voi spune cam despre ce este vorba. Predau la Universitatea din Arizona în școala de arhitectură peisagistică. Lucrez în acest domeniu de peste 10 ani. Am avut multe oportunități să lucrez cu designeri cărora le pasă de design de peisagistică sustenabil, în special cel care creează peisaje care folosesc plante care vor forma peisaje sustenabile. Pentru acest proiect am plăcerea să lucrez cu Diamond Mountain. Și acest proiect este vorba despre de a planta în deșert. Nu aș folosi termenul de reîmpădurire pentru că nu este neapărat potrivit pentru deșert. Aceasta va fi perspectiva pe care o veți vedea de-a lungul acestei prezentări. Vom începe și aș vrea să vă arăt acest citat al unui autor pe nume Craig Childs, care spune că există două modalități ușoare de a muri în deșert, setea și înecarea. Probabil cunoașteți termenii de raritate și de belșug. Aceste concepte arată
lipsa apei din deșert și abundența de apă din alte zone. Și pe acestea se vor baza multe din conceptele pe care le voi discuta în această prezentare. Vom vorbi puțin despre locul unde este situat Diamond Mountain. Există mult material pe website-ul Diamond Mountain. Dar eu aș vrea să discut doar pe scurt. O să vă arăt această poză, pentru că aceasta este priveliștea pe care o aveți atunci când vă aflați acolo. Putem vedea frumusețea pură a acestui peisaj. Tipurile de plante, tipurile de texturi. Și formele de relief pe care le regăsim aici. Diamond Mountain se află la punctul de legătură a patru regiuni majore, Madrean, Rocky Mountain și deșerturile Sonoran și Chihuahuan. Datorită acestei identități, unul dintre lucrurile care este incredibil de frumos pentru un arhitect în peisagistică ca și mine, este oportunitățile pe care le avem în materie de paletă. Este definit din punct de vedere vegetativ prin pășuni deșertice. Poți să explici puțin mai mult aceste denumiri? Lucrul interesant din Diamond Mountain este că aceste comunități ale vegetației se suprapun, nu sunt zone stabilite foarte concret. Chaparral este iarbă, dar de asemenea mai există și alți copaci care aduc acea culoare verde în peisaj. Zona noastră sunt zone de apă perenne. Mulțumim tare mult, Travis. Așa că voi reveni la conceptele de raritate și abundență, belșug. Vreau să vă arăt aceste imagini ca să înțelegeți modul cum apa impactează zonele secetă. Efemeră înseamnă faptul că apa vine și curge, dar numai în timpul ploilor. Ce este interesant în aceste imagini este modul cum vegetația crește în mod natural, într-un mod abundant, de-a lungul acestor coridoare, unde apa curge, chiar dacă este doar în timpul anumitor perioade.
deasupra anului. In a desert? Yes, there are many geographical relationships, but there is. Și deși se află în deșert, fluctuates yearly, but around 12 inches of rainfall annually in this part of the world. Există 12 inci de ploaie anual și mare parte din această cantitate vine în timpul furtunilor de vară. Atunci când sunt cele mai înalte temperaturi ale anului, deci pământul este foarte uscat. Dar acesta este modul minunat prin care pământul răspunde la resursele lui. În această imagine, zonele xiroriverane se referă la zonele în care apa nu există tot timpul. Sunt zone de oaze. Și în aceste zone putem vedea, în particular în această imagine, această densitate a verdelui creat. Nu este o pădure în acest caz. Nu sunt copaci înalți sub care poți să stai, dar există o densitate de vegetație care creează biomasă și creează această oază. O să mai întâlniți termenul de burete natural. Știm că buretele din bucătărie este un obiect care poate să tragă apă, să rețină apă. Deci îl putem folosi ca și un instrument, iar în peisagistic le folosim ca și le folosim în zonele inferioare ale campusului din Diamond Mountain pentru ca apa să poată să fie reținută și mai departe să poată să ofere oportunități vegetației de acolo. Deci unde găsim apă și cum o valorificăm în efemer. Acest citat plantează ploaia. L-am auzit de la un se referă la planta diverse plante. Nu neapărat să plantezi plante, ci să creezi oportunități ca apa să poată. Vom vorbi pe scurt despre câteva metode. Vom vorbi despre metode active și pasive. Întâi vom vorbi despre cele pasive, despre bazine și valuri. Ca să devenim conștienți de natura efemeră a apei, pentru a putea să ne creăm oaza din deșert. Acestea pot fi active și pasive. Vor fi de. În special, voi vrea să vorbesc despre această recoltare a apei pasive, modul cum sculptăm pământul, într-un mod intenționat, și prin asta mă refer să formăm peisajul în anumite forme, forme de bazine și valuri, așa cum puteți vedea în această imagine. Și ce aș vrea să observați este forma acestor bazine. Nu sunt doar găuri în pământ, dar sunt sculptate cu grijă, au
și nu sunt neapărat vizibile ochiului, dar sunt plasate intenționat pentru că în aceste zone se strânge apa și în timp ce se umplu, apa va curge mai departe. Și vom vedea și în alte exemple modul cum acestea vor crea acea abundență a vegetației. Aceasta este o imagine în detaliu. Arată modul cum se strânge apa și încercăm să recunoaștem modul cum creăm în mod intenționat bureții în pământ. Și aici aș vrea să discut despre alegerile plantelor. Dacă vrem să le spunem grădini pentru ploaie, de la diferite niveluri încercăm să alegem plantele potrivite pentru mediu, dar și pentru cantitățile de apă care vor fi necesare pentru... Veți vedea aici în grafic. Să discutăm puțin mai mult despre acest termen de bureți. Bureții sunt văzuți ca și zone de depozitare pentru But here's an image of where some of this. Aceasta este imaginea în care aceste concepte sunt puse în acțiune. Acesta este în orașul Tucson, nu într-o zonă cum este Diamond Mountain, dar există experiențe similare de limitarea apei și acolo și dorința de a folosi mai puțin apă. Iar ploaia, vrem să vedem modul cum curge ploaia și designerul din această imagine a observat unde coboară apa. Atunci când plouă foarte mult, se creează râuri în acest oraș și a observat modul cum poate să aducă această apă în vegetație. Puteți observa că există o cantitate incredibilă de apă care umple aceste containere. Și în timp ce se umple, prin modul în care a fost creată, va permite apei să treacă prin pământ. In action through this is actually Brad Lancaster's residence. I thought this was a really aceasta este locul unde locuiește Lancaster. Vrem să vă arăt cum arată o zonă în care exemplul de raritate și decomposed granite gravel rock from the front of the house to the curb. But puteți vedea multă piatră, mult pietriș. Living desert sponges and a lot of water
există și prin aducerea de mulți bureți, au creat această abundență. Dar această abundență în sensul biomasei, asta însemnând Travis este incredibil de interesant, este uimitor. Știi câți ani sunt între cele două poze? L-am văzut, dar nu am notat. Probabil 10 ani. Trebuie să verific, dar cred că cam așa este. Ce este incredibil aici este că este tot acest lucru a fost în mare parte făcut de ploaie. Vorbesc în mare parte din ceea ce presupun, nu știu specific dacă așa este, dar știu că el a spus că acest lucru a fost făcut posibil prin recoltarea apei de ploaie și prin acei bureți. Unul dintre exemplele mele preferate ale acestor principii puse în acțiune. This doesn't have some of my slides in it. Okay, that's all right. We'll be okay. One of my favorite examples of unul dintre exemplele mele preferate. These practices in action actually is at the college that I teach at the college. Este la universitatea unde predau, Universitatea din Arizona. This is the garden that sits at the aici este grădina care stă la baza colegiului nostru. Este un exemplu minunat de biomasă și de abundență în deșert. Și nu este susținută doar de recoltarea apei de ploaie, dar și de irigare. Și prin alte câteva sisteme. Scurgerile acoperișului, condensul HVAC este de la aerul condiționat. Se referă la apa aceea care picură de la aerul condiționat, apa de băut, apa gri. Toată această apă este strânsă într-o cisternă la baza clădirii. Acele elemente active de recoltarea apei de ploaie în butoaie, în bazine, cisterne. În acest caz, au redus nevoia de apă potabilă în perioada stabilită cu 83% sau stabilit ei. Și asta înseamnă că luând în considerare pomii pe care îi avem și avem resurse limitate de apă, trebuie să luăm în considerare metode active de a aduce irigare care nu este portabilă. Și au spus că în 7 ani reducerea pe care o așteaptă va fi de 100% în apa care nu va fi recoltată. Nerecoltată.
acest peisaj se dezvoltă datorită acestei ape care este colectată. Spațiul intern al acestui peisaj. Și eu l-am văzut în persoană pentru că locuiesc acolo de peste 10 ani. Acesta este exemplul perfect de a defini o oază în Tucson. Copacii meschit. Ideea pentru meschit basc a fost folosită ca și o inspirație pentru aceasta și ați putea să vă gândiți la o oază sau alte metode cum putem planta copaci aproape unii de ceilalți ca să fie ca o singură plantă care să asigure umbră pentru noi prin abundența lor. Acolo există și acești bureți care au fost plantați acolo cu plante perene cu frunze și acestea împreună cu bureții naturale au fost plantați pentru a crea abundență de la pământ. Asta este una din plantele mele preferate. Puteți să vedeți că are o frunză mai mare și se descurcă în mediul pe care îl avem noi acolo. Tocmai pentru că ne asigură această abundență la nivelul solului. În stânga este ceea ce noi numim val. Nu este menit să fie un basin care să rețină apa, dar o încetinește în timp ce curge. Scopul ei nu este să scoată apa din peisaj pe cât de repede posibil, ci să poată să circule, să curgă în cazul unei ploi care va necesita acest lucru. Deci, folosirea bolovanilor este în acest scop. Yeah, thank you so much. You used several times the expression. Ai folosit de multe ori expresia potrivit pentru deșert. Pentru că nu mulți oameni locuiesc în deșert, aș vrea să te întreb dacă ai putea să explici puțin ce înseamnă asta. Sigur. The idea of a desert appropriate plant. Ideea, conceptul de o plantă care este potrivită pentru deșert poate fi mai regăsită în Tucson decât în Diamond Mountain. Dar la ce mă refer nu este că este vorba despre plantele native și acele plante care de dragul de a construi un peisaj și de a se descurca, de a putea să crească într-un peisaj în deșert. Ideea noastră de a crea un peisaj
Dar necesită un climat de ploaie constantă care nu este potrivită în peisajele noastre. Și deși există exemple în care putem să luăm o anumită plantă și să o ajutăm să se dezvolte în deșert, dar încercăm să alegem anumite specii de plante, de exemplu, plantele perene cu frunze, copacii de dimensiuni medii, care poate nu-i cunoaștem de la prima vedere, dar sunt potriviți pentru că vin din climate similare și pot fi sustenabile în deșert. E regulă scrierea? Da, 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 mulțumim. Acesta, voi vorbi despre oportunități de apă gri, voi folosi acest slide pentru a explica asta. Aceasta este grădina mea, este o paletă similară. Acesta este un compact de dimensiuni medii. Aici folosim apa gri, iar prin asta vrem să spunem acele resurse de apă pe care le folosim în casele noastre, de exemplu, de la mașina de spălat. Am redirecționat apa care iese de acolo înspre grădină. Aceasta este partea de pe terenul meu care este are această, acest sentiment de abundență. Și mai folosesc și irigare, dar dacă sunt, mai ales în momentele când trebuie să plec din oraș, dar acea apă gri ajută acest peisaj să se dezvolte. Dar acest concept de apă gri este unul pe care aș vrea să îl discutăm în mai multe. Oportunități. O să mai caut, îmi lipsesc niște slide-uri și nu știu exact de ce, o să încerc să le caut. Cer scuze. No problem. It gives the translator time to have a sip of water. Am I doing okay? Too fast? The translators need to react. And it's so strange. I know what I sent you was the whole thing, so well, I'll bring it up on Google Slides instead of the PDF. Here we go. Can y'all see that? Să vedeți toți această prezentare? So this has these slides referring to active elements like barrels and containers. Acest slide vorbește despre metodele active. This is an example at Avalon Gardens Eco Village outside of Tucson. Acesta este un exemplu de containere în care se recoltează apa de ploaie, încearcă să păstreze cât mai multă apă posibil pentru a asigura irigarea necesară. V-am arătat
propria mea grădină. So creating an oasis at Diamond Mountain Retreat Center. So what acum vorbi despre crearea unei oaze la Diamond Mountain. We want to create an oasis. Vrem să creăm o oază. Sau cel puțin ideea unei oaze. Adică un loc fertil într-un deșert unde putem găsi apă. Deci să creăm oportunități ca apa să poată să fie folosită. Această discuție implică anumite principii de design. Până în momentul acesta, ca și designer, singurul meu rol a fost să creez viziunea. Deci, cum ar putea să arate asta, dar nu neapărat să fac, să creez pașii cum putem să ajungem la acea viziune. Și folosim cele două metode despre care vorbeam, cea activă și cea pasivă. Și asta prin densitatea, vom crea acea abundență prin densitatea biomasei, în timp ce păstrăm speciile plantelor potrivite ca și climat, să creăm creștere fertilă prin plantarea ploii și exploatarea apei în mod eficient și sustenabil. Și încă ceva care este incredibil de important este să planificăm unor perioade stabilite pentru a nu supra-solicita sistemul de irigare. Acesta este planul principal, nu voi intra în detalii aici, doar voi prezenta aceste concepte. Acesta este un document la care lucrăm în continuare, nu este încheiat, dar îți face o idee cum va arăta campusul. Puteți vedea densitatea vegetației de la pământ, vegetației copacilor. Dar este ideea să creăm o rețea de bureți în centrul campusului. Și vom mai vorbi despre modul cum va circula apa în peisaj. From the park. Probabil vom redirecționa apa de la din parcare, din locul cu pietriș, din din curte. Și apa se va strânge în bureții pe care îi vom planta. În acea planificare este important să conectăm acele elemente. Deci avem o potențială viziune a grădinii pe care o vom avea atunci când ne vom plimba prin campus. Vom avea și copaci și plante care vor asigura abundența de la pământ. Poate că nu pare că avem
gropi și bazine și valuri create. Dar vom sculpta pământul pentru a asigura bazine care vor asigura curgerea lentă a apei prin toată vegetația. Asta va fi activă în curte, ca și arhitect de peisagistică, este doar o viziune, nu este încă planificat, dar această viziune incorporează abundență prin diversitatea plantelor. Puteți observa două zone cu plante și în aceste zone vor exista bazine și valuri. Care vor crea biomasă și densitatea biomasei. Și în locul principal unde se vor strânge studenții, atunci când ne apropiem de intrarea principală a centrului pentru studenți, densitatea este obținută în laterale. Eu, ca și designer, îmi doresc să creez un spațiu care va arăta diferit de măschit basc, de acei copaci. Vom folosi specii diferite de copaci, dar ideea ar fi ca acești copaci să fie plantați destul de aproape unul de celălalt pentru a crea o boltă. Vom crea o boltă și astfel vom crea o zonă în care studenții poate să se stângă și să comunice unul cu celălalt. Am scris aici că din moment ce copacii noi plantați au nevoie de aproape 7 ani ca să poată se dezvolte, trebuie să alegem locurile în care vrem să investim acele resurse naturale. Știu că am vorbit despre acest lucru, dar încercăm să fim conștienți de modul cum acest lucru ne va impacta resursa de apă. Aș dori să mai vorbesc despre niște pași care vor urma. Avem anumite principii care ne vor ghida. Și vrem să dezvoltăm un plan peste viziunea pe care am creat-o. Și să putem să permitem oamenilor să se strângă și să creăm această oază. Și conceptul de speciilor, plantelor, încă nu i s-a acordat foarte mult timp, nu a fost în agenda lucrurile pe care le discutăm, dar vom investiga care sunt speciile plantelor pe care vrem să le plantăm în acest peisaj pentru a crea acea abundență. Și, desigur, să planificăm perioade stabilite pentru copaci și pentru folosirea apei prin aceste metode active și pasive. Vă mulțumesc
pentru că mi-ați dat șansa să vorbesc despre aceste idei, despre aceste concepte. Sper că putem putem crea această viziune pe care o avem. Și abia aștept să continuăm cu acest proiect al nostru. Mulțumesc tare mult, Travis, a fost incredibil de frumos. Eu am învățat foarte multe lucruri. Cred că toți am învățat foarte multe lucruri. Acesta este punctul de pornire. Începem cu partea inferioară a campusului, apoi urcăm spre vale. Așa cum a spus și Travis, el este persoana cu viziune. Persoana cu viziune. Și vom lucra alături de compania care ne ajută să reducem amprenta dioxidului de carbon. Deci avem trei părți ale proiectului și trei companii diferite care ajută Diamond Mountain să ajungă la această viziune de a planta copaci și de a aduce apă. Mai avem câteva minute rămase. Dacă aveți vreo întrebare, vă rog să ne o scrieți în chat. Vrei să închid prezentarea? No, so far. Până acum nu avem nicio întrebare. Asta înseamnă că a fost o prezentare foarte, foarte frumoasă și foarte clară. Aș dori să vă arăt numerele. These are the actual numbers accumulated up till yesterday. Acestea sunt numerele, sunt donațiile pe care le-am acumulat până acum. Taiwan a strâns mai mult de $1,000,000. O văd pe... Apoi avem supa din Dr. Blue, a lui Dr. Blue. Care au strâns în august și septembrie peste $600,000. Singapore și Malaysia se apropie ambele de $500,000. Sunt foarte curioasă cine va câștiga cursa. Stupa din SAM au ajuns și ei la $300,000, iar Japonia are mai bine de $50,000. În slide-ul următor puteți vedea donațiile în funcție de țară. Aș vrea să îi menționez și pe Vietnam, care au strâns și ei o sumă foarte frumoasă, și Statele Unite, și aveți aici și celelalte țări care contribuie. Mulțumim tuturor celor care au donat. Și avem un proiect care credem că va fi de folos la foarte mulți oameni în următoarele câteva sute de ani. Ce am reușit să we have cut the tree for the
Să facem la acest proiect este că am tăiat copacii de la zona de acces pentru prima stupă. Dacă vreți să aflați mai multe lucruri despre cea mai importantă parte a stupei spirituală, vă rog să vă uitați la videoul din seria Stupa de luna trecută. Modelul pentru prima stupă a ajuns la locație, am terminat planul, am început să tăiem marmura pentru prima stupă. La Diamond Mountain am pavat drumul spre prima stupă. Deci ne pregătim pentru pentru drum. Și această lună vrem să ne asigurăm că locul pe care l-am ales pentru stupa este cu adevărat potrivit pentru construirea ei. Deci vor merge să măsoare locul, să se asigure că este într-adevăr potrivit pentru construirea ei. Și până acum sunt sigură că vom reuși să ne ocupăm de asta până în ianuarie. Asta este tot pentru această lună. Puteți să găsiți informații updatate pe site-ul stupei. De asemenea, veți găsi aceste videouri și în limbile traduse, la fel ca și în lunile trecute. Vreau să le mulțumesc tare mult acestor voluntari, traducătorilor, echipei tehnice, echipa ACI, care sprijină mereu Diamond Mountain să organizăm aceste evenimente live. Și desigur lui Travis, mulțumim tare mult, a fost incredibil de frumos. Este o prezentare foarte frumoasă, am învățat foarte mult despre deșert. Mulțumesc și eu că m-ați avut alături de voi. Și avem o întrebare. Dealurile vor fi acoperite de copaci și de plante. Asta este o conversație pe care am tot avut-o. Am vorbit despre acest concept de împădurire. Există câteva provocări în această direcție, dar ca să fac un pod între o legătură între ceea ce am zis eu și la faptul că m-am gândit la această idee, este că ne-am dorit să creăm momente pe care să ne concentrăm. Da, poate în timp vom crea un plan pentru această împădurire, pentru ce vom face pe dealuri. Dar punctul de pornire pentru mine sunt acele momente în care oamenii călătoresc și se opresc acolo, să ne concentrăm pe aceste locuri cu bureți pentru a putea planta copaci. Trebuie să localizăm foarte concret unde vom planta și apoi ele vor crea acea abundență. Există
Cred că este mai mult vorba despre aceste momente, aceste locuri dense și apoi mai puțin dense și apoi iar dense și tot așa. Mulțumim tare mult, Travis. Asta amintește de practica mea, întâi încep într-un loc și apoi continui într-un alt loc și apoi în timp se construiește acest flow și cred că așa va fi și cu pădurirea deșertului. Mulțumim tare mult că ai fost alături de noi, abia aștept să lucrăm împreună. Mulțumesc mult donatorilor și vizitatorilor noștri de astăzi. Sper că v-a plăcut și ne vedem luna viitoare cu Geshe Michael. Thank you so much. See you next month. Mulțumim tare mult și ne vedem luna viitoare. Bye bye. La revedere. Mulțumesc și eu.